problema cu exercițiile matematică. Da, da, bine ați venit și să ne propunem să facem o lecție frumoasă într-o disciplină așa plăcută pentru cei care ne urmăresc și vă mai propun ceva. Atunci când facem un exercițiu frumos, interesant și punctăm, trebuie să ținem minte chestia asta, nu uitați să le spunem prietenilor noștri care ne urmăresc să dea like și share. Pentru că acolo e momentul cel mai frumos al exercițiului, da? Și trebuie să ne ajute și ei cu ceva. Deci, dacă împărțim numărul 511 la 511 împărțit la 511, da. Împărțit la un număr de o cifră, obținem restul 7. Deci împărțit la un A rezultă, unde A aparține doar mulțimii de la 1 la 9, din cifră, da? Da. Se obține restul 7. 7. Ce valori poate lua împărțitorul? Care este câtul împărțirii în fiecare caz? Deci ce cât al împărțirii este pentru fiecare caz? Tu, dacă le-ai făcut pe ăsta, ți-a fost clar sau dacă nu? Nu, mi-a fost foarte clar. Ți-a fost foarte clar. După ce mi-ați explicat acum câteva dăți cum da. Este, hai, mi-a fost hai, foarte clar. Hai să vedem, Davide. Dacă e cel la tema și n-ai nimic, dă-i să lucrezi. Ok. Să-i puteți să bine exercițiu. Bine. Davide, deci ideea este așa. Ce posibilități are A? Eu m-am gândit să fac 511 împărțit la 7. 511 să împărțim la 7. De ce te-ai gândit așa? Pentru că împărțitor egal cu de împărțitul împărțit la cât? La rest. Deci, tu știi că era împărțit cu rest care spune așa. De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Și împărțitorul egal cu de împărțitul. Deci vrei să faci împărțitorul. Da, trebuie să am împărțitor. Tu nu știi pe împărțitor. Dar știi că restul de fiecare dată este 7, da? Și atunci, cum ai gândit? Să fac 511 împărțit la 7. Dar care este logica? De ce se împarte la 7? Pentru că... Deci spune că împărțitorul e 7? Nu. Câtul? Nu. Păi nici câtul nu spune cât este. Câturile sunt diferite la de fiecare dată. Dar noi îl împărțim pe 511 la un număr, da? Format dintr-o singură cifră, și restul dă 7. Ce știi despre restul timpul? Că e mai mic decât împărțitorul. E foarte tare asta. Restul e mai mic decât împărțitorul. Restul e mai mic decât împărțitorul. Păi, David, dar restul cât este? Restul, în cazul nostru, e egal cu 7, nu? Împărțitorul cât poate să fie? Poate să fie 8, 9, 10, 11. Păi dacă, atenție! Restul e mai mic decât împărțitorul, da? Deci împărțitorul poate să fie 8, ai spus tu? 9? Și atât. Și atât, că e dintr-o singură cifră. Deci de aici rezultă foarte tare. Cum restul e 7, înseamnă că împărțitorul este egal odată cu 8 sau împărțitorul e egal cu 9. Eu am greșit că am crezut că 7 e câtul. Păi uite-te, băi, mai citește problema, mai citim o dată problema. Dacă împărțim numărul 511 la un număr de o cifră, obținem restul 7. Foarte tare! Restul 7! Mesajul ăsta e restul 7. Împărțitorul fiind mai mare decât restul, strict mai mare, are șansa să fie 8 sau 9, că e dintr-o singură cifră. Bun. Acum, când restul e egal cu 8, rezultă atunci 500. Hai să facem noi chestia asta. 511. Da. Împărțit la 8. Egal cu? Egal cu 8 ori cât? 8 în 51? 8 în... 8 ori cât se face foarte aproape de 51? 8 ori 8. 8 ori 64 depășește. 8 ori 6. 6 ori 8, 48. Da? 6. 6 ori 8, 48.
și 2, 8 din 11. 10 minus 8, 2, 3. 3. 31. 31. 8 în 30. 31. 8 ori. Cât se facă foarte aproape de... De 3 ori. De? 3 ori. De 3 ori. 3 ori? 24. Da? Și restul 7. Băi, ce fericit sunt. 7. Așa asta ar fi o situație care ne place. Și atunci spunem câtul împărțirii, că așa a spus autorul. Găsiți câtul, deci pentru I, pentru împărțitor egal cu 8, rezultă câtul egal cu 63 și restul crește 7, da? Restul 7. Acum, hai să vedeți și varianta cealaltă, când împărțim la 9. Deci 511 împărțit la 9, te rog să mă ajuți. Împărțit la 9. 9 intră 51 de 5 ori. 5 ori. 5 ori 9, 45. 61. Da, 61. 61 intră de 6 ori. 6 ori. 6 ori 9, 54. 4 din 11, 7. 7. Iată că pentru împărțitorul I egal cu 9, descoperim C-ul este 56, așa este? Da. Și cât restul este? 7. Ei bine, faptul că ne-a indicat restul 7, ne-a obligat să ne gândim la împărțitor doar peste 7, 8 și 9. Dar de ce nu ne-am dus și la 10 și la 11? Pentru că zici că e format, e format dintr-o singură cifră. Vezi? Autorul ne plimbă așa într-o zonă în care noi să luăm foarte bine niște decizii corecte. Deci aici ce a fost esențial? Care a fost cuiu? Lucrul e foarte important, de început. Șaptele acela. Odată, de cred că și teorema împărțirii cu rest. Descris teorema împărțirii cu rest. Deci dacă tu porneai corect de împărțit, egal cu împărțitorul cât tu plus restul, n-aveai nicio emoție, pentru că ai fi gândit foarte clar, că știu cum restul este 7 și împărțitorul totdeauna e mai mare decât restul, atunci aveai șanse să te oprești la 8 sau 9. Și cum am făcut efectiv împărțirea, am găsit și câtul și restul. Dar dacă găseam la un moment dat restul în loc, nu același rest 7 la ambele cazuri, nu luam pe varianta care dădea alt rest, ci pe noi ne interesa doar restul 7. Da? Bun. Deci reținem teorema împărțirii cu restul. Da. Trei frați citesc în total, într-o zi, 104 pagini, astfel... Aș fi vrut să notez aici. Teorema împărțirii cu restul. Da. Ca la fiecare ieșit să avem lucrurile punctate de mine. Deci teorema cu împărțirii cu rest și cu observația restul mai mic decât împărțitor. Să zicem. Deci trei frați citesc în total într-o zi 104 pagini astfel. 104 pagini. Astfel. Așa. Primul frate. Bogdan, cu 28 de pagini mai multe decât Andrei. Bogdan, cu 28 de pagini mai multe decât Andrei. Mai mult. Decât Andrei. Da, mai mult decât Andrei. Da. Și cu 24 de pagini mai multe decât Tavi. Tot Bogdan. Tot Bogdan. Cu 24 de pagini mai multe decât Tavi. Câte pagini a citit fiecare? Mult decât Tavi. Ne-am făcut cu segmente. Și ce a avut neclar acolo? Eu am făcut 104 minus surplusul, adică 28 plus 24 și mi-a dat 52. 104 minus 52 care mi-a dat 52 și de aici am blocat. Păi, hai să vedem. Da, ai văzut. Mergi mai departe, e clar că ești pe fază și te rog să vedem pe segmente. Cum ai gândit tu? Păi B un segment, ai un segment și tu ai un segment. Cine se reprezintă prin... Pe cel mai mic, se pare cel mai mic e Tavi. Ultimul.
Tave, da? Deci tave, așa să fie. Tave. Apoi. Andrei e mai mare decât el. Nu, e la fel ca el. Mai citesc o dată? Da. Trei frați citesc în total, într-o zi, 104 pagini, astfel. Bogdan, cu 28 de pagini mai multe decât Andrei și cu 24 de pagini mai multe decât Tavi. Da. Și pare să vedem pe cel mai mic. Cel mai mic e Tavi. Păi, Bogdan îl întrece doar cu 24? Cu Andrei. Ai, ai. Deci Andrei e cel mai mic. Vezi? La Andrei. Da? Pentru că Bogdan îl întrece cu câte? Cu 28 pe Andrei. Deci la Bogdan trebuie să pun exact cât el, dar plus 28. Asta este cine? Andrei, da? Bogdan. Bogdan, corect. Iar acum Bogdan îl întrece pe Tavi cu doar 24. Aici dacă mă... Adică la Bogdan. Mă ajut și pe mine un pic, te rog. Da. Păi, eu m-am gândit că... Știți că spuneam acolo că B este cu 24 mai mare decât Tavi. Adică... Andrei e cel mai mic, nu? Andrei, da. E cel mai mic. Da. Bogdan e cu 28. Tavi ar fi un segment plus cu încă 4. Păi fii atent ce ne spune, mă. Pentru că el e cu 4 mai... adică B. B este cu 28 mai mult decât Andrei. Și tot B este cu 24 mai mult decât Tavi. Adică Tavi are acolo și 4 acela. A, e că 28 se compune din 24 plus 4. Și atunci... Deci 28 se compune din 24 plus 4. Este excepțional. Așadar, pe 28-ul ăsta, hai să-l vedem descompus în 24 plus 4. Acum, așa, felul ăsta. Uite, ne luăm hărața. Andrei, mergi mai departe de acum. Gata, ne-ai dat o sugestie, mă bucur teribil de mult. Da? Bogdan are în plus, o citit în plus cu 28. Cu 28. Uite așa, 28. Dar pe 28 ăsta, îl vedem ca fiind 24. 24. Deci așa, e 28. Dar înseamnă 24 plus 4. Da? Nu înțeleg de ce. Da. Pentru că pot să zic pe 28 ca fiind 24 plus 4. Și acum, ăsta cine este? Bogdan, da? Iar Tony. Tavi ăsta. Tavi are în plus față de Andrei doar 24. Deci Bogdan Bogdan cu 24 mai mult decât Tavi. Deci Tavi are acești 4. Hai să scriu aici 4. Așez 4 și în plus 24. Deci Tavi se prezintă așa. Cu 24 în plus. Cu 24 în plus. Bogdan se reprezintă cu 24 în plus față de Tavi. Cu 24. Adică asta de aici. Asta de aici, 24. Înseamnă că A Andrei
este cel mai mic segmentul ăsta. La Bogdan vine Andrei și plus 28, iar la Tavi îmi vine... Ce îmi vine? Andrei. Andrei plus 4, ca el, Bogdan, să depășească cu 24. Și acum, cum crezi că facem noi tot raționamentul ăsta ca să putem lucra problema corect? 28 plus 4. De ce plus 4? De ce la 28 de dăm? Pentru că scot 4 de la tare. Scot surplusul. Surplusul care este? 4. De la tare, da? Îl dai pe ăsta 4. Și ăsta. De la Bogdan pe 28. Și de la Bogdan pe 28. Și cu 24 ăsta n-ai nicio lucrare de făcut. Păi acolo arată că e mai puțin. Așa, așa. Deci scoți pe 28 ăla. Da. Și pe 4 ăsta, da? Da. Și le-ai făcut pe toți, le-ai făcut egal. Egal. Și după aia le-ai transformat pe toți în Andrei. Da. Da? Când ai scos pe ăsta 28 și pe ăsta 4, practic ai scos surplusul și ai făcut pe toți Andrei. Te rog să te uiți la noi un pic dacă vrei. Dacă gândim bine. S-ar putea să gândim greșit. Deci care-i suma? 104? 104. Și ce îmi propun el? Ca să-i transform pe toți în Andrei, scade surplusul de la Bogdan 28 și mai scade de la Tavi doar 4. Da. E bine, nu? Da. Așa, e bine. Asta am vrut păi să verific. Deci transformăm în Andrei. I-am transformat în Andrei. Toți sunt Andrei dacă scădem surplusul. Tocmai. Asta am vrut să gândim. Dacă... Am vrut să verificăm dacă noi lucrăm bine. Deci, ce facem? Din 104, da? Din 104 scădem 32. 32, 28 și cu 4, da? 32 și egal cu? 32 și este egal cu... 72. Și acum fac 72 împărțit la 3. Împărțit la 3, sigur că da. O, de asta nu mi-a dat mie bine, că am făcut 28 plus 24 la sau plus 4. Ei, a fost cea mai finuță chestia acolo. Ai adunat 24 și 28, le adunăm numărul acela și gata. Sigur că da. Deci ai înțeles acum? Deci surplusul trebuia să-l vezi între 24 și 28, că e 4, și atunci numai 4, 28, 32, da? 72, și mi-e dă 24. 24. 24 ce reprezintă? 24 reprezintă un segment. Adică numărul paginilor citite de Andrei. Deci 24 pagini. Adică Andrei egal 24 de pagini. Da, Andrei poftim. Andrei. 24 pagini. Bogdan. Tavi, hai să vezi. Are 28 de pagini. 28 pagini, da. Pagini și Andrei și Bogdan are 24 plus 28. 52. 52 pagini. Hai să vedem dacă suma totală este corectă. Stai puțin. 28 plus 24, 52 plus 52, 104. E perfect. Da? Yes. 104 pagini. Hai să, înainte de a ne duce, a plecat din problema asta, metoda figurativă a fost cea care ne-a avantajat aici, nu? Da. Dar să le spunem prietenilor noștri că a fost esențial să sesizăm că această comparație dintre Tavi și Bogdan ne plasează în varianta asta de a sesiza pe 4 ca diferență între 28 și 24.
Da? Pentru că numai așa, dacă îi punem acest 4, el, Bogdan, rămâne în plus cu 24 de pagini. Da? Eu citesc 24 de pagini. Dacă nu se zicem asta, s-a dus tot. Deci, și acest lucru trebuie să-l simțim cu atenție multă. Deci elaborăm raționamentul în virtutea ceea ce înseamnă corect gândit acolo în problemă, da? Adică, oare am mai putea face noi și într-un alt mod un calcul algebric? Asta. Mă gândesc la alt calcul algebric. A fost metoda asta grafic. Deșteaptă, nu? Grafică. Grafică. Deci metoda grafică, care ne-a scos din încurcătură, și metoda algebrică. Aici te rog să ne ajungi și pe mine. Să-ți puțin repede. Da? Te las, te las un pic. Hai să profităm de ocazie. După aia, dar nu mai am loc eu unde să scriu. Hai, lasă-o, discuți, băi. Metoda a doi, da? Metoda a doi. Algebrică. Trebuie scris pe caietelul de temă. Da. Uite așa, faci așa o chestie și aici e partea asta. Sau la sfârșit mai scriu o dată, capitolul 5, da, metoda algebrică. Da, metoda algebrică. Sper să încap aici. Algebrică. O să notăm cu A pe Andrei, segmentul lui Andrei, Bogdan, și pe la tale. Ei împreună? Egal 104. Adică ce este relația scrisă dacă adică împreună? Adică A plus B plus T egal cu 104. A plus B plus T egal cu 104. A plus B plus T egal 104. Acum ajungem tot la același chestie. O să ajungem neapărat, dar nu... Adică e... și cu desen și fără desen. Important de face. Același, aproape aceeași operație, da? Dar acum noi o să gândim pe plan abstract, să zicem, da? Sigur că le putem folosi de metoda figurativă. Dar dacă ne știu, adică... Ne ajută, să ne înțelegem bine. Care ar fi relația între Andrei și Bogdan? Bogdan e mai mare, adică Bogdan, semnul mai mare, cu 28 decât... Adică cui pui 28 ca să ajungi la... Lui Andrei. Lui Andrei. Deci ar fi relația... Adică B egal Andrei plus... A, stai mă la tine. B egal cu Andrei, A plus 28, nu? Da, 28. Și mai întreb o relație. Și tot B... Da. Egal T plus 24. T plus 24. Cu ce treabă deșteaptă? Da? Ce te rog? Când ai așa, urmărește raționamentul și dacă cineva nu ți-e clar, ca să te băiești pe tablă. Câtă vreme ești conectat în Daria, nu-i nevoie să mai faci efortul ăsta, ca să te uiți așa, trebuie să scrii pe de rost. Da? O să vezi că ajungeam acolo. Deci, când a zis, toți trei au citit asta. O relație rapidă, Andrei. A plus B plus T. Ce comparație avem între A și B? Cine e mai mare? B-ul. El cu mai mult. Înseamnă că lui A, care e mai mic, îi adăgăm 28. Deci B egal cu A plus 28. Între Bogdan și Toni. Cu 24. Lui Toni, care e mai puțin, îi pune 24. E clar ce spun. B egal cu Toni plus 24. Ce să fac eu cu relațiile astea? Fac B egal... Nu. T egal cu 28 minus 24. Abia așa trebuie preocupat. Nu, eu zic așa. Dacă toți trei adunați fac 104 și pe B îl știm, ce să fac eu cu B-ul ăsta? Unde să mă duc eu? Vedeți? B-ul este aici. Și B-ul este și aici. Înseamnă că B-ul... B? În loc de B, spun A plus 28. Adică fac A plus A plus 28. Așa, așa. Da, nu punem. În prima relație. Da? Și tot așa de bine, trebuie să-l găsesc pe T de aici. Ca să-l locuiesc pe T aici, da? Ca să știm exact ce operație face. Tocmai, de aceea am pus culori. B-ul se duce aici,
E foarte bine. Iar tâul se va aduce aici, dar trebuie să-l aflăm pe tâ. Cu cine este egal tâ de aici? Păi, tâ va fi egal. Deci, tâ e egal cu? Tâ egal cu B, B minus 24. Perfect! Tâ egal cu B minus 24, că doar știm asta. Dacă suma o știm a doi termeni, unul din ei, știm cum să-l aflăm. Tâ egal cu, cu cine a spus? B minus 24. Ei, și acum să ducem relația asta. În loc de A, pe A îl lăsăm, da? Da. A plus. Vorbește tu, A plus. A plus 28. Perfect. Plus B minus 24. B minus 24. Acum am pus doar... Și acum facem 2A. Am pus pe, pe B și pe T, da? Nu, scuzați, mă uit doar un A. Perfect. Egal cu cât aici cu 200? Cu 104. 104. Echivalentul. Echivalent cu 2A. 2A, că 1 și cu 1 fac 2. 2A plus... 2A plus 28. 28 minus 24. Poți să faci și tu scăderea asta. Nu mă ții pe mine aici până mâine dimineață. Plus B. Plus cât, mă? 28 minus 24. Plus 4. Plus 4, mă. Plus 4 și plus B. Stop, 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 stop. Să pe B îl știu. Pe B îl am. A plus 28. E A plus 28. Deci nu-l las pe el, că nu vreau să fie și B amestecat, și A și B. Să fie numai A. Ai înțeles? A fost tâul ăsta care l-am înlocuit. A, și eu fac 2A plus 4 plus 2 plus A minus 2. Plus, plus A plus 28. Deci plus A, A plus 28, nu? Da. 28 egal cu 104. 104. Bun. Și acum fac 3A. 3 de A, deci echivalent cu... Dar ea e bine, ce facem? Da. El măi, da? Da. Deci 3A. Plus 32. Plus 32. Egal cu 104. Și acum fac 3A egal cu 104. 3A egal cu 104. Minus 32. Corect. Care este egal cu 72. Cu 72. Și fac 72. A egal cu... A egal cu 72 împărțit la 3. Adică A egal cu 24. 24. B egal cu 32. Da, B va fi egal cu 32. Și C va fi egal cu 28. Adică T. Da, egal cu 28. Băi, n-am ajuns la aceeași lucruri? Ba da. Foarte tare, foarte tare. Deci mergeți metoda asta să ține minte. Aici, ce fapt, ce fapt? Am tradus tot ce a spus autorul în niște relații. El a spus așa, a spus în felul următor. Cei trei împreună au citit atât. Adică A plus B plus T, 104. Că B o are cu atât mai mult decât A. A lui A e mai întâi în 28 ca să facă cât B. Că e mai mare B-ul. Deci e limpede că lui A e până în 28. Și că B egal cu T plus 24, adică, iată, T-ul, care e mai mic, îi punem 24 ca să facă cât B. În final, suntem în situația asta de a prelucra niște relații. Care au fost momentele? Vreau de la tine, Daria, momentele importante în metoda asta algebrică. Metodele importante în metoda algebrică, da. Că nu i-am... La înlocuire, când am locuit. Asta e. Deci am valorificat corect toate afirmațiile autorului. Am făcut aici. Dar acum aveam momentul acela frumos de a ști să înlocuim. Adică pe B l-am făcut cu o culoare. Pe T cu altă culoare. Și efortul meu a fost să înlocuiesc pe B și pe T. Ei bine, A plus B am făcut-o. Și când l-am locuit pe T, a rămas apoi tot B. Bun, dar cu tine B, mă descurc, că știu cine este B în funcție de A.
În final am găsit 3 de A. Dacă în data trecută l-am pățit de acolo, mi-a dat parcă pe Andrei, 24. Acum l-am pățit, l-am găsit pe cine? Tot pe Andrei, da? Ca pe Andrei l-a dat acolo. Așa, tot pe Andrei. Deci, practic, metoda figurativă a fost transpusă în niște relații. Și am ajuns la același lucru. În concluzie, dintre cele două metode, care se lipește de sufletul vostru mai bine? Zi, Daria, care? Zi. Eu știu care. Mie mi se par mai ușor, dacă da. Fi mai ușor, mai ușor, pe care la pide segmente. Metoda figurativă, da. Dar aici a avut o capcană. Hai să spunem clar, dacă ce nu s-a observat. Preferata mea a fost algebrică, pentru prima oară. Se observa. Da? De ce? Pentru că aici tu te-ai păcărit acasă și n-ai văzut 4 ăla. Da? 28 în plus, 24 în plus, înseamnă că 4 se lipea deja de... Mă gândeam cum să fac segmentele ca să fie egal și curte și curte și curte. Da. Și mi-am dat seama că... Așa. Atunci a fost momentul important al lecției. Deci metoda figurativă e foarte bine pentru că ochiul simte nevoia să participe și el la adică rezolvare. Da. Exact. Deci ochiul simte nevoia să participe. Dar, atenție, trebuie multă grijă în reprezentarea segmentelor acelora. Deci metoda grafică, metoda algebrică. Metoda grafică și metoda algebrică, ca observații. La metoda grafică, este nevoie să reprezentăm cu exactitate segmentele, să transpunem cu precizie. Nu? Pe când la metoda algebrică, dacă ai pus relațiile... Corect, le-ai tradus ți-o dat informația autorului, ai pus în relații, nu-ți rămâne decât să ai meșteșugul ăsta a înlocuirii. Da? Practic înlocuiești, pur și simplu. Da? La metodă. Care ar fi mai dificilă? Care, în comparație? Depinde cum are fiecare antrenamentul făcut. Mai dificilă pentru mine a fost metoda algebrică. Metoda algebrică, cred că. Mă, să mai lucrăm mai mult algebric. Simți că trebuie să ai desenvat, să vezi de acolo. Tu ai antrenamentul acesta, el a picat pe varianta cealaltă algebrică, pentru că a avut neajunsuri aici. Patru ăla, da? Asta a fost motivul care. Și nu mai vedeți în viața mea. Și aici nu am mai făcut niciun pare. Ei, nici era așa, cu uneori segmentele se aduc mai repede. Nu trebuie să renunți, din contră. Trebuie să ne perfecționăm acolo unde avem slăbiciune. Da? Ne perfecționăm, ne avem slăbiciune. Mergem mai departe. Știm că A e egal cu 2 ori B. Spune, să știu dacă am făcut. Află pe A și pe B din egalitatea. A e egal cu 2 ori B. A e egal cu 2 ori B. Da. Află pe A și pe B. Sunt grea. Da. Să aflăm pe A și pe B din egalitate. 148 plus B plus A. 148 plus B plus A. Plus B, egal cu 643. Ei? Davide? Te rog. Da, venim vorba, Davide, că mai devreme am discutat și ai spus, pentru prima dată m-am lipit și eu din metoda algebrică. Mă gândeam acum că sari la mine repede și aude aici. M-am prins! Adică 148 plus B plus 2 ori B. Păi, mă! Și după aia o să facem 148 plus 3 ori B, egal cu 346. Deci mă spune de aici, echivalent cu... Zi, cu 148 plus B plus 2 ori B. Da. Egal cu 643. Da. Și acum facem 148 plus 3 ori B. Echivalent să primim așa, da? Echivalent. Da. 643. Plus 3 B. Egal cu 643. Da. Și acum fac 643 minus 148. 3B, zicem, echivalent. Da. 3B. Egal cu 643. Egal cu 643.
3 minus 148. Da. 3b egal cu 10 minus 8, 2, 5. 10 minus 4, 6 și cu 3, 7. 4. 475. Eu am mers mâna ta, n-am urmărit nimic. Tu știi dacă am făcut bine sau rău. S-ați văd dacă se împarte. Eu lasă, mai faci mâna scăderea. 8 din 13, ai zis 5. 4 din 3, nu se poate. Și am împrumutat. Și am făcut 10 minus 4 care mi-a dat 6 și plus 3. Stați, ce am zis? Nu știu mă ce ai zis, m-ai făcut să trăznesc. 495. Băi, mai faci de astea cu mine, da? 495. Grijă multă. O scădere de asta, și am pierdut tot. Așa. Și de unde B va fi egal cu? De unde B va fi egal cu 495 părți la 3. Adică, ia să vedem. Adică, să-ți văd dacă se împarte. 3 în 4. Da, se împarte. Să ați putem scriu B egal cu 495 părți la 3. 3 în 4 odată, 3, 1, coborâm pe 9, 9 ori 8, 9 ori 6, 6, 8, 13. Cum? Mai fă o dată. Ai zis 1 ori 3, 3, a rămas 1, ai coborât pe 1. 165. Așa vine? Da. Deci 165, da? Da. Ia mulțește cu 3, o să vedem. 3 ori 5, 15, țin minte 1, 3 ori 6, 18 și cu 1, 19, țin minte 1, 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. Da, ai dreptate. Deci B egal cu 165. Și A egal cu 165 ori 3, ori 2, ori 2. Ori 2, așa. A egal cu 330. Povestește tu acum. Povestește tu, de ce crezi că n-ai făcut registru acasă? La, n-am fost atent. Da? Aș putea după să văd o altă. Adică, altfel. Da. Altfel de rezolvare. Da, imediat. Mă să vedem asta. Da? Ia să vedem pe Davide. Imediat. Ți-am spus că totdeauna discut. Și varianta. Da. O alta. Te rog pe tine, Davide. Ce crezi tu că nu a mers? Eu nu știu. Nu am fost atent. Adică, concret, mai neatent. Am fost distrat. Dar ce atenția mai cu tine? Ai lucrat așa? Acasă? Da, am lucrat așa. Am ajuns la 495, în loc să-mi par la 3, am împărțit la 2. Și nu vedea și mă închinui, nu știu, la 2. Da, la 2 de unde l-ai spus? Deci la 2, care era? Pentru că erau două numere. Eu am făcut mai întâi așa. Păi vezi tu, ai în continuare slăbiciunea aceea. Îți două numere, hai să ne par la 2. Îți terminăm, ne par la 3. Dar tu trebuie să te așezi, să gândim cu multă maturitate în toată chestia asta. Deci, acum după ce am înțeles... N-am locuit. Da, sigur că nu am locuit. Acum după ce am înțeles tehnica asta, când ai două relații date și poți face o locuire, cum am notat eu cu galben, A egal cu... Apoi mă duc cu A acolo și văd tot merge. Calcul algebric a fost aici. Ce-am da? Calcul algebric. Acela de care tu fugeai foarte tare. Și acum, Dare, te rog frumos să... Păi, noi puteam să le aflăm foarte, foarte, foarte repede, să aflăm suma B plus A plus B. Deci aflai A plus B de aici. Da, 643 minus 148. Deci A plus B. Aveai să spui A plus B egal cu 643 minus 148. Da, da. Da. Și atunci... Și facem diferența da, așa că facem. Și A plus B este egal cu... A plus B va fi egal cu... Acolo e 5. 5, da. Să-mi spune că acum calculez în minte. 9. Da, 9. Și 4. 495. Da. Și 4, și dacă făceam prin segmente, adică dacă făceam segmente, putem să facem și fără segmente. Așa. Împărțam pe 495 la 3, pentru că sunt 3 segmente egale. Da. Dar tu ce faci acum? Este exact ce am făcut noi aici. Păi da, numai că dumneavoastră v-ați dus cu 148 plus B plus
plus 2D plus... Și dacă am scris niște relații, de ce eu vezi o dificultate? Că tot așa am ajuns la 495, 3B egal 495, cum spui tu să împar la 3? Exact același lucru am făcut, dar exact același lucru. Deci nu este diferit. Da? Nu este diferit, este doar că un singur lucru ai făcut-o, ca să remarc aici, ca o observație. Faptul că tu ai zis A plus B și până la ai zis 495 împărțit la 3, eu care le corectez, când văd asta, nu înțeleg. De ce? Fac segmentele, v-am spus că trebuie să facem segmente. Deci faci segmente așa, adică ai spus tu că iei pe segmentul care B-ul atâta, da? Ăsta e B-ul, și A-ul faci de două ori. Da. Da? De două ori B-ul. Și dacă cine dau ori? Da, dacă desenez asta, și spui aici, ăsta este B, D, eu înțeleg că ai aici A plus B, adică locuim pe A cu 2B, cel mai simplu, devine 3B, egal cu... Cum, ai amestecat și metodă figurativă și metodă... Algebrică. Nu-i rău, nu-i rău deloc. Însă vreau să spun că ceea ce am făcut noi este exact același lucru făcut de tine. Da? Ce nu crezi aici, domn profesor? Aici ce notezi? Aici spunem așa. Rezolvarea unui sistem ar fi în limbajul nostru, da? Da, da. Dar pentru ei. Găsirea a două necunoscute din două relații date. Din două relații date. Descoperirea două necunoscute, da? Găsirea două necunoscute din două relații date prin două variante. Algebric și figurativ. Acum lucrăm testul în continuare, Daria. Da, testul sistematic. Da, a terminat, Davide. Perfect. Oprim ora, domn profesor, 42. Perfect. Opresc ora ca să mai facem muncă.